Spre încă o zi de aur la Jocurile Olimpice de la Paris, Andrei Cornea și Marian Enache au obținut o victorie fabuloasă. Băieții au dominat cursa de la un capăt la celălalt și au obținut astfel prima medalie de aur din istorie la dublu vâsle masculin. Campionii olimpici Andrei Cornea și Marian Enache vor fi în foarte, foarte scurt timp în direct aici la Digi24, când va intra și Elisabeta Lipă, și mai avem o performanță foarte importantă, nu putem să nu o menționăm. Ancuța Bodnar și Simona Radiș au obținut și ele argint tot astăzi la dublu vâsle feminin. Competițiile celor de la canotaj nu se încheie însă aici, pentru că sunt zile importante și mâine, dar mai ales poimâine, când sunt ultimele finale. Vorbim și de barca regină, cel puțin a acestei discipline sportive 8+1, acolo unde vor concura atât echipele de la feminin cât și cele de la masculin. Știm de altfel că este echipa care de-a lungul timpului în privința canotajului a obținut cele mai multe medalii de aur. Și dacă este să vorbim și despre cât de mult a urcat România în clasamentul sau în topul medaliilor de la Jocurile Olimpice, într-un istoric pe care îl avem din 1980 încoace, suntem pe locul 13. Asta în contextul în care, la începutul acestei ediții de Jocuri Olimpice de la Paris, eram undeva 20 și ceva, depinde de ce clasament sau, în fine, dacă erau luate în calcul doar medaliile de aur sau erau luate în calcul toate medaliile. Și pentru că vă spuneam că cei doi olimpici, campioni olimpici care au luat aur, vor fi în direct, iată, îi avem acum cu noi aici la Digi24. Florin Andrei, mă bucur tare mult să vă văd, să vă aud și vă spun mai întâi de toate felicitări din tot sufletul. Bravo pentru tot ceea ce ați reușit. Ce simțiți voi acum? Cred că sunt, nu știu, 2-3 ore de când ați terminat acea cursă care, sincer, vă spun, din partea noastră a părut foarte grea. Cum sunteți voi acum? Bună ziua, vă mulțumim, suntem foarte bine, suntem în extaz, încă nu e bine să vedem ce am putut realiza, dar oarecum suntem conștienți de situația pe care o avem acum, pentru că noi ne-am dus la start gândul să câștigăm, noi de asta am venit la jocuri gândul să câștigăm și acum că am reușit această performanță, suntem, nu știu, ne simțim foarte bine, ne simțim de nedeschis în cuvinte. Și v-am văzut și foarte emoționați, cel puțin în momentul în care a fost ceremonia de premiere acolo pe podium, erați amândoi foarte emoționați și lesne de înțeles și nu le-am spus telespectatorilor că v-ați calificat în această finală cu ultimul scor, adică nu era timpul neapărat cel mai bun, dar pare că ați avut foarte multă ambiție pentru cursa de astăzi. Nu, bună ziua, în primul rând, nu degeaba se spune că cei din urmă vor fi cei din tâi. Da, am avut o calificare puțin mai greoță în semifinale, dar noi știam ce putem, știam că în semifinale nu a fost exact cum am vrut noi să fie și că ne vom lua. Da, conexiunea ne joacă feste pentru că Parisul acum este și plin de sportivi, dar este și plin de turiști sau oameni care au venit să vă susțină. Aș vrea să vă întreb dacă voi ați mers cu gândul acesta la Paris, că veți lua o medalie de aur sau orice medalie era bună pentru voi. Vă mulțumesc și cu argint și cu bronz, desigur, aurul este cel care vine cu o încununare a întregului efort. Sincer să fiu, Dani, mulțumesc cu orice medalie, dar eu n-am venit cu gândul aici să iau medalie, am venit cu gândul să câștig. M-am trezit dimineață, chiar i-am zis la Andrei că este data de întâi, avem culoarul 1 și sunt 100 de ani de la ultima ediție a Jocurilor Olimpice la Paris și avem toate semnele și toate statisticile pentru a putea câștiga acest aur olimpic. Cum e fizic pentru voi? Pentru că sunt sportivi care relatează că după o astfel de competiție, care este și foarte grea, corpul lor efectiv este îndurerat, doare tot corpul, este foarte complicat să îți revii. Și da, chiar vă rog să ne arătați mâinile atât cât reușim să le vedem, sau cel puțin cât se vede în această imagine. Da, se văd pline de bătături. Cum vă simțiți fizic? Ce simțiți voi fizic acum? Da, este dificil. O astfel de cursă este foarte dificilă, dar bucuria de la final și adrenalina pe care ți-o dă victoria nu mai lasă loc niciunei dureri să o resimți. Poate vor resimți mai târziu puțin oboseala sau ceva, dar în momentul de față fericirea și mândria din noi este mult prea mare pentru a simți ceva durere. La mine adrenalina a scăzut, s-a dus aproape și încep să resimt oboseala lăsată în urma cursei.
După ce am terminat, n-am simțit absolut niciun pic de oboseală, m-am bucurat ca un nebun, ca un copil mic, m-am bucurat ca orice alt sportiv care ar ajunge pe podiumul olimpic, dar se pare că acum încep să resimt oboseala, dar în continuare îmi pot găsi energie de a rămâne conectat și în continuare fericit. Cât de mult vă antrenați voi pe zi pentru aceasta, înainte de a merge desigur la Jocurile Olimpice și înainte de calificări, cât de mult v-ați antrenat în fiecare zi? Vreau ca lumea să știe că nu este succesul care a venit pur și simplu de la sine. Sunt 13 antrenamente pe săptămână. Ambele antrenamente, avem două antrenamente pe zi. Cele două antrenamente durează undeva între 5 și 7 ore. Nu mi-a fost deloc ușor, am muncit din greu. Unii ar spune că am muncit doar un ciclu olimpic, dar eu am muncit în ultimii 16 ani pentru acest rezultat. E o prietenie, e o relație foarte bună între voi doi. Cum sunteți voi doi dincolo de momentul în care vă aflați în barcă? Suntem colegi, în primul rând, suntem și prieteni. O legătură de prietenie care s-a legat în urma acestei bărci. Odată cu barca a venit și prietenia mult mai mare. Suntem o echipă, în primul rând, o echipă care am fost aduși împreună și ne-am înțeles din prima lovitură, în termenii noștri să zic, până la ultima, care a fost după linia de finish, astăzi la Jocurile Olimpice. Dacă nu mă înșel, Florin, cred că peste câteva zile este ziua ta, nu? Da, din păcate conexiunea nu ne ajută, așa cum spuneam la Paris, acum este și foarte multă lume, acum cred că am refăcut. Florin, te întreb același lucru. Cred că peste câteva zile, peste 3-4 zile este ziua ta, nu? Da, peste 4 zile este ziua mea, mai exact pe 5 a 8-a. Mi-a făcut cel mai frumos cadou pe care mi putea oferi cineva vreodată în această viață. Așa că mă încântă faptul că mi l-am făcut eu, că mi l-a făcut Andrei, că ne-am ajutat reciproc pentru a obține un rezultat de o asemenea învergură. Și mai am o întrebare pentru voi pe rând, vă rog. Andrei, cui dedici acest premiu? Sau dacă, nu știu, te-ai gândit în momentul în care erai în barcă, în momentul în care ți-ai dat seama că ați câștigat, că ați aflat că ați luat aurul, te-ai gândit la cineva anume, dedici acest premiu cuiva anume? În primul rând, această medalie mi-o dedic mie și muncii pe care am depus-o până acum. În al doilea rând, viitoarei mele soții și familiei și întregi prietenilor și toți susținătorii care au fost alături de noi și au fost cu sufletul lângă noi. Te întreb același lucru și pe tine, Florin. Cui dedici? Vreau să le mulțumesc în permanență tuturor care m-au susținut, de la familie, de la antrenori, de la federație, de la staff, de la comitet, de la absolut toată lumea care a fost în spatele meu de la bun început. Vreau să le mulțumesc la fel de mult și celor care nu au crezut în mine că voi putea reuși vreodată o asemenea performanță, pentru că dacă știi cum să gestionezi prietenii din jurul tău, cu siguranță vei avea și succes. Felicitări din suflet încă o dată, băieți. Sper să nu fie de altfel prima sau, mă rog, singura medalie, să fie doar prima și să fie multe altele de aur, de argint, de bronz. Oricum suntem foarte mândri de ceea ce ați reușit acolo și le ținem pumnii în continuare și celorlalți care vor intra în competiții în zilele viitoare. Vă lăsăm acum să vă odihniți și vă așteptăm cu bine acasă în România.